Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate. Astăzi e un subiect despre artă, despre pictură, despre grafică. Expoziția care a avut un vernisaj în Constanța pe data de 19 octombrie. O să vă prezentăm de la acest vernisaj imagini, o să vă prezentăm artiștii, dar și un program care a avut loc și care, în care au evoluat câțiva artiști de vârste diferite cu ocazia acestui vernisaj. Vă lăsăm în compania evenimentelor de la Hotel Ibis, unde a avut loc vernisajul expoziției de toamnă cu titlul Freamăt de toamnă. Este o expoziție dedicată acestui anotimp, temelor toamnei și, bineînțeles, nostalgiei pentru vara care a trecut. Vă lăsăm, deci, alături de lucrări, alături de artiști și de programul care a fost pregătit special pentru acest eveniment. Oh.
Bun regăsit, Mirela Mira, la vernisajul unei noi expoziții care poartă denumirea de Freamătul Toamnei sau Freamă de Toamnă. Este un vernisaj astăzi al expoziției care reunește pictură și grafică. Vorbește-ne un pic despre modul în care ați organizat-o, cine participă și câte lucrări aveți. Bună ziua, bine ați revenit, mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată ca și parteneri media și publicitate. Da, ne reîntâlnim astăzi la salonul de toamnă, care de data aceasta poartă denumirea Freamăt de Toamnă, unde freamătul artiștilor plastici, inspirația lor, se regăsește pe pânză. Lucrări de artă care vin să facă legătura între admiratorii de artă și muza fiecărui artist plastic. La această expoziție de pictură și grafică participă 15 artiști plastici din cadrul sucursalei Constanța Uniunii Artiștilor Plastici cu circa 36 de tablouri. Ați expus și dumneavoastră trei lucrări. Vorbiți-ne despre modul în care le-ați conceput, pentru că ele au tematica toamnei și aduc cumva aminte de vară, modul în care a trecut vara și toamna care ia locul. Da, particip cu trei lucrări, cu o temă puțin lirică. Se numește unul din tablouri Foșnetul Toamnei și este o nostalgie de a mea de acum un an de zile, trecerea între vară și toamnă. Întotdeauna am cuprinde o astfel de nostalgie. Am fost de fapt inspirată de un concert simfonic și am imaginat o alegorie în care toamna este o femeie care cântă la vioară, părul ei se transformă într-o frunză mare în vânt, în spatele ei se mai regăsesc încă razele stinse ale soarelui și ea, toamna, aduce cu foșnetul ei o muzică simfonică. O altă alegorie, tot o nostalgie de toamnă, da, din acest sezon, adică vara aceasta spre toamnă, am întruchipat toamna sub imaginea unui bărbat și vara o femeie. Deci, o dualitate, să spunem așa, biologică, dar și spirituală. O dualitate, de fapt, este am simțit eu așa puțin un paralelism între, sau o asociare între jocul dintre bărbat și femeie, care în final se finalizează prin cedarea femeii, și jocul între vară și toamnă, de fapt, când baie vară, baie toamnă și la un moment dat toamna renunță la razele fierbinți ale soarelui, le lasă în urmă, se poate vedea între ei puțin lumina soarelui care se stinge și vara este învăluită de toamnă printr-un sărut al bărbatului, iar ea se transformă, de fapt, într-un final în toamnă. În momentul în care marchează instalarea toamnei și acel timp deosebit pe care îl petrecem la finalul verii, instalarea toamnei, acest tranzit între anotimpul cald și cel rece. Da, întotdeauna m-a fascinat acest joc între vară și toamnă, iar cel de-al treilea tablou este Tăcerea Viorii. Între atâta agitație am ales să pun și o vioară care se odihnește și tace. Pentru că, de regulă, vioara are rolul de a ne încânta, cântându-ne la rândul ei, vorbeați mai devreme de simfonie. Cum credeți că rezonează această simfonie pe care dumneavoastră o întrețineți prin diferitele expoziții cu lumea constanțeană, cu orchestra care este reprezentată de publicul constanțean iubitor de artă și de cultură? Rezonează foarte bine, pentru că noi am venit de aproape 2 ani de zile cu ceva unic. Vernisajele noastre sunt de fapt o împletire a muzicii simfonice, de operă, am adus și poezie și puțin teatru, pictură grafică. Deci eu consider că pictura și grafica se împletește foarte bine cu poezia, deoarece pictura, să zicem,
Este o poezie mută, nu are cuvinte, iar poezia este o pictură oarbă, nu are culori. Și atunci împletite una cu cealaltă sunt foarte bine, mai ales când avem și un ton muzical cu sufletul nostru omniprezent, Gabriela Dobre, care este mezzosoprană la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Navnovski și este directorul departamentului de muzică, și am descoperit că este și o foarte talentată poetă. Are un har divin, ceva unic, adică poate să compună poezii pe imagine. Este inspirată de tablourile făcute de pictori. Și ca să leg de ceea ce spuneți, am văzut că aveți compoziții la fiecare lucrare dumneavoastră, compoziții care aparțin Gabrielei Dobre. Îmi place foarte mult cum compunem, pe lângă faptul că îmi place foarte mult cum cântă. I-am lansat o provocare, prima provocare la salonul de primăvară, unde a compus pentru fiecare artist plastic în parte câte o poezie și mi-a plăcut enorm de mult. Și acum, pentru că lucrările mele sunt cu temă lirică, m-am gândit că lirismul poeziilor se împletesc foarte bine. Eu, de obicei, când fac o lucrare, după ce se liniștește agitația, după ce pun culoarea pe pânză, de obicei vine liniștea. Însă de data asta n-a venit liniștea, am simțit că mai e nevoie și de altceva. Și atunci am abordat-o pe Gabriela și a compus câteva poezii superbe. Da, și a ieșit ceva deosebit, unic, pot să spun. Ultima întrebare, la acest vernisaj și la această expoziție sunt toți membrii Uniunii Artiștilor Plastici și sucursala Constanța sau aveți și alții invitați? Avem invitați formația Mandolinata și care o va acompania pe Gabriela Dobre și, bineînțeles, toți ceilalți iubitori de artă care au aflat, i-am invitat prin pliante, prin mijloacele mass media, pe toate mijloacele posibile sau cunoscând că noi facem evenimente frumoase, au venit să se delecteze. Pentru că noi, de fapt, avem o activitate în interesul publicului. Felicitări pentru ce face, succes de acum încolo și eu sunt convins și am avut și reacții din partea publicului constanțean de apreciere a activităților dumneavoastră, a celor din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, sucursala Constanța. Mulțumesc, aș vrea să precizez faptul că nu fac singură aceste vernisaje, sunt ajutată de artiștii plastici, sunt ajutată de profesorul de pictură Marian Vintilă, care face pliantele, formatul electronic, și diversi parteneri și sponsori care ne ajută cu partea materială pentru protocol. Bun regăsit, Marian Vintilă, și felicitări pentru lucrările tale expuse în cadrul acestei expoziții. Și vorbește-ne despre vernisaj. Bine ați revenit și noi cu ocazia aceasta ne și bucurăm că păstrăm o bună colaborare cu Litoral TV și prin dumneavoastră reprezentant. Vernisajul din această seară cuprinde o serie de 15 artiști plastici în care putem regăsi pictură, dar și grafică. În ceea ce privește lucrările mele, în număr de două, o lucrare evident cu simbol de toamnă, cu struguri, cu ulcică de vin și o lucrare cu flori de toamnă. Ei bine, în aceste lucrări nu am încercat doar să redau simbolul de toamnă, a fost și un studiu cromatic, dar și un studiu de desen și evident toate acestea sub minunata lumină a toamnei. Bun regăsit, Mariana Bacula, la această expoziție, la acest vernisaj, mai bine zis. Vorbește-ne despre impresiile pe care ți le-a lăsat expoziția și impresii pe care ți le-au lăsat lucrările de aici. Ca de fiecare dată când vin aici la expoziție, sunt foarte impresionată. Toate creațiile au ceva deosebit, fiecare în parte are originalitatea ei. M-a impresionat cu un mod deosebit creația lui Din Delegan. Este foarte inspirată aleasă și foarte bine prezentată, foarte reușit în rămată. O pune bine în evidență această ramă.
Freamă de toamnă este un titlu foarte potrivit pentru această expoziție și mă bucur că am putut să văd din nou cum își etalează talentul atâția artiști plastici autohtoni. Expoziția cuprinde 37 de tablouri realizate de 15 artiști plastici și tablourile sunt inspirate de mesajul de toamnă, prin culori, prin temă, prin tot ce a avut fiecare artist plastic în imaginație. În deschiderea vernisajului, de data aceasta am să o invit pe muza noastră muzicală, doamna Gabriela Dobre, care, pe lângă faptul că are un foarte mare talent muzical, am descoperit că este și o foarte talentată poetă. Are un dar unic, acela de a se inspira, de a compune din tablourile pictate de artiștii plastici. După cum știți, la salonul de primăvară, pentru fiecare artist plastic a compus câte o poezie, fapt pentru care o invit să vă recite o poezie în această seară. Când o privești, ai zice că nu vrea sfioasa vară să se lase sărutată, dar cine-i poate rezista aprinsei toamne în patimi îmbătată? Mai stai puțin, mai stai. Sărutul tău îmi pârguiește merele în livadă și mi-ar părea atât, atât de rău să nu vezi frunza care stă să cadă. Nerușinată vară aurie în spic, mă lași să adulme clanurile-ți coapte, în mustul gurii tale să mă îmbăt un pic și apoi dispari în brume și în noapte? Abandonată-ți înfrunzitu-ți rai, am să mă pierd în sărutări blajine tot ce-ți voi cere, toamnă, ai să-mi dai, să mă transform încet, încet, în tine. Mulțumesc mult de tot, Gabriela Dobre. Și mai departe, formația Mandolinata ne va încânta și o va acompania pe Gabriela Dobre. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Să-i cunoașteți pe artiștii plastici care expun în această seară, și anume domnul Marian Vintilă. Vă rog frumos dacă vreți să veniți alături de mine
este artistul plastic care a făcut afișele și pliantele, formatul electronic. Domnul Radu Horobăț, domnul Gheorghe Caraiman, este artistul plastic care a muncit și a panotat împreună cu domnul profesor și cu domnul Marian Vintilă toate tablourile. Merită aplaudat, e o muncă titanică. Domnul Vasile Munteanu, dacă este. Doamna Ina Iordan, mulțumim frumos. Domnul Marian Sârbu, mulțumim. Domnul Cătălin Botezatu. Doamna, domnișoara Gigi Mădălina. Domnul Gheorghe Dragomir. Domnul Nicolae Găgeanu. Domnul Alexandru Ghinea. Doamna Alexandrina Makarov. Domnul Iuliu Lucian din Delegani. Poftiți, vă rog. Poftiți. În această zi, într această seară, la această expoziție, doamna Geta Deleanu, critic de artă și muzeograf la Muzeul de Artă Constanța, director departament critică de artă. Dragi prieteni, ați putea să presupuneți că am făcut un scenariu împreună cu Gabriela Dobre. Nu am făcut niciun scenariu împreună cu mezzosoprana Gabriela Dobre. Pur și simplu am avut în gând să vă citesc o poezie foarte frumoasă de toamnă care mi-a parvenit pe Facebook și a cărei autoare nu o cunosc, se numește Lia Mihaela Zaharia. M-a impresionat foarte mult și cred că ideile și sentimentele circulă în spațiu, indiferent de distanță. Cred că distanța nu există, timpul se comprimă și distanțele pentru cei care simt în același fel se anulează. De aceea se spune că atunci când există aceleași sentimente reciproce de iubire, nu există spațiu, nu există limită a puterii acestor sentimente, a puterii de exprimare a acestor sentimente. Încep prin a vă citi această poezie care mie mi-a plăcut foarte mult. Simt cum mă purific cu fiecare por când soarele mă gustă cu razele lui blânde, e chintesența vieții ascunsă în izvor, lumina ce mă soarbe cu clipele flămânde și sufletul se înalță sub mângâierea lor, a dulcilor săruturi din zori de zi tomnatici și aș vrea să fie pururi căldura undelor ce vin protuberanțe din mugurii plasmatici. Păstrez în dorul clipei secunda de visare și o așez cu minte în raftul amintirii să am în zborul iernii, când viscolul e mare, acest moment de pace al desăvârșirii. Lia Mihaela Zaharia, vă spun, nu o cunosc personal, dar m-a tușat foarte mult această poezie. Se pare că sentimentul toamnei a inspirat pe fiecare artist prezent în această foarte frumoasă expoziție și nu aș vrea să mă feresc de un superlativ pe care însuși Alexandru Paleologu l-a folosit în cărțile sale, și anume superlativul extraordinar.
toți artiștii pe care Mirela Mira i-a prezentat aici și sunt alături de mine și îi prețuiesc foarte mult, fiecare în parte și toți deopotrivă rotunjesc un sentiment și o idee comună, fiecare în parte cu inspirația sa, cu noutatea pe care o aduce trăirea fiecăruia, cu tehnica pe care și-o exprimă, cu tehnica pe care și-o abordează fiecare. Există un unic al unicului și fiecare artist este un unic în felul său, creind o frumoasă unitate și o frumoasă armonie, o luminozitate strălucitoare, în sensul în care anticii și medievalii considerau că apanajul frumuseții îl constituie trei elemente, și anume claritas, deci claritatea, luminozitatea și armonia. Pot să spun că această frumoasă expoziție, și nu voi vorbi de data aceasta despre fiecare artist în parte, pentru că, așa cum spunea Andrei Pleșu, vedeți, lucrurile și valorile plastice se exprimă și se valorifică în timp, indiferent de ceea ce spune criticul. Și chiar împotriva uneori a ceea ce spune criticul, pentru că criticul, chiar dacă este un profesionist, iar nu un specialist, și Pleșu face diferențierea între specialist și profesionist, acesta din urmă, fiind un personajul puțin mai subiectiv decât specialistul, și căruia îi dăm dreptate și unuia și altuia, specialistul mergând pe strict pe partea sa de materie pe care o abordează, arta plastică, profesionistul fiind un om puțin mai complex în aria sa de desfășurare, intrând mai multe elemente de stilistică și de abordare culturală. Un profesionist poate să fie un sociolog, un antropolog și așa mai departe. Merg și pe ideea poetului Baudelaire, care spunea că dacă nu faci critică de artă subiectivă, degeaba o faci. Deci trebuie să fii tu însuți, trebuie să-ți exprimi tu însuți părerea personală pe care o ai despre ceea ce vezi, și atunci, cu aerul acesta de siguranță a celui care își exprimă părerea, indiferent de ceea ce consecințele acestui fapt le vor determina, aceea va fi o critică valabilă, subiectivă și autentică. Deci, urmând pe de-o parte sfatul lui Baudelaire și pe de altă parte reticențele pe care le am față de cele spuse mai sus referitoare la dihotomia dintre specialist și profesionist, cred că mai degrabă nu sunt un specialist. Nu sunt un specialist, sunt un profesionist totuși al receptării artistice plastice, și consider că expoziția de față, fiind un tot unitar, absorbind aceste idei de nostalgie a toamnei, de frumusețea a culorilor, de elemente care pur și simplu, așa cum spunea noi, ca ideile zboară, ideile există, plutesc în aer, noi nu trebuie decât prin receptorii noștri sensibili să le captăm și să le redăm celorlalți.
Socot că fiecare artist în parte, conform cu stilul bine definit pe care și l-a format în această exprimare totală, în această expoziție, încă o dată, repet, extraordinară, sub toate aspectele, fiecare lucrare va vorbi privitorului de la sine și, așa cum spunea Andrei Preșu, valoarea se afirmă indiferent de ceea ce crede, consideră și afirmă criticul. Felicit pe toți artiștii care îmi sunt și prieteni și le doresc multă inspirație și pentru salonul de iarnă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos și în continuare invit membrii formației Mandolinata care au pregătit pentru dumneavoastră un mini recital de poezie. Ca în povești a fost ca niciodată din rude mari împărătești o prea frumoasă fată și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Îl vede azi, îl vede mâine, astfel dorința-i gata, iar el, privind de săptămâni, îi cade dragă fata. Cum ea, pe coate și răzima, visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se umple. Și cât de viu s-aprinde el în oricare sară, spre umbra negrului castel, când ea o să-i apară. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Și de când ne-am depărtat, multă lume am umblat. Ia, eu fac ce fac de mult, iarna viscolul ascult, crengile-mi rupându-le, apele astupându-le, troienind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult, vara doina mi-o ascult, pe cărarea spre izvor, ce le-am dat-o tuturor. Umplându-și cofeile, mi-or cânta femeile. Codule cu ruline, vreme trece, vreme vine. Tu din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Cartea are miros de pădure și dulceață de fragi și de mure. Din flori și-a luat culorile și cu triluri au dorit-o privighetorile. O deschid și-ndată o lume de vise rată. Cât te-am așteptat, fii de departe, frumoasă și înțeleaptă carte. Pentru mine, prietena bună să-mi fii, să-mi aduci darul din povești, cu tâlcul lor să mă înnabuțești. Cunoscându-ți chipul și firea, ne vom juca de a citirea. Mentă verde și răsură în cosițe și pe gură. Gândul frișa departe între Jupiter și Marte. Zâmbet,
Botticelli unde primăvara și ascunde? Să nu iasă rușinată de sub clioapa desfuturată? Curcubeul mâinii mele caută smerit să brere. Pentru spiritul fugar întreștiu și n-am habar. Zugrăvind cu reverență o smerită excelență. Sufletel, spre ce privești? Din albastrele-ți ferești. Bravo! Eu, să nu mai încapile azi, drăguț, și mi-ai tutel. Zbor vesel, ca-n flotoraș, nu obosesc de fel. Aștept, nerăbdător să cresc, să fiu un stezăvel. Cu munca mea să mă îmbrăz, când voi fi mărțel. Somnoloase păsărele, pe la cuibul se aduc. Se ascund flămurele, noapte bună. Doar zboare suspină pe când codul negru tace. Dar și flori în grădină dorm în pace. Fie celebă la ferave, fie trești să se pun. Fie îngeri aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie, se-ți cămândi la lună. Tot e vis și armonie, noapte bună. Bravo! Bravo! Felicitări acestor copii minunați, care pe lângă faptul că știu să cânte la mandolină, recită minunat. Și asta datorită domnului profesor Belcin. Vă rog. Și cu acest mini recital, în acorduri de mandolină, declar deschisă această expoziție. Mulțumim! Acestea au fost evenimentele petrecute aici, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, în cadrul vernisajului expoziției Freamă de Toamnă, o expoziție organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, sucursala Constanța, o uniune și o sucursală condusă de Mirela Iuliana Turtoi, președinta acestei sucursale și, bineînțeles, lucrări expuse de membrii Uniunii. Lucrări care pe noi ne-au impresionat, ne-au încântat, să sperăm că și pe dumneavoastră v-au încântat privindu-le și să sperăm că v-a plăcut această emisiune. Până marțea viitoare, când din nou voi fi gazda dumneavoastră la Cultură pe Coordonate, vă spun toate cele bune, la revedere!